aveam 18 ani și tot mergeam, pentru că și acum merg foarte des, atât la biserică cât și la mănăstiri. Dar și... ce te-a făcut atunci să refuzi ideea de a te căsători? Am văzut multe persoane, multe femei, adică până atunci văzusem și chiar avusesem în apropiere, așa să zic, femei care erau foarte chinuite. Adică bătute, li se vorbea urât din partea soților. Erau agresate. Agresate, într-un cuvânt. Și prin aceste lucruri văzute așa, zic, măi, cred că n-aș putea să fac față la anumite intemperii de genul ăsta. Zic, cred că mai frumos ar fi să ai o viață liniștită, așa gândeam eu și normal. Te gândeai că la toți bărbații sunt la fel, da, atunci? Da, 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 da. Deci, pentru mine, în viziunea mea, erau niște filme, așa, știi? Mă gândeam, zic, mă, într-adevăr, dacă X-uleasca, uite, pățește așa, și cealaltă, zic, tot, înseamnă că așa o fi. Da, dar aveai un exemplu frumos, părinții tăi. Da, părinții mei, într-adevăr, și la ora actuală, mulțumesc bunului Dumnezeu că sunt sănătoși, sunt efectiv, cum spuneam, alături de mine și se iubesc ca în prima zi. Mergeai des la mănăstire atunci? Da. Când îți intrase în minte ideea asta de a te călugări? Să știi că mergeam și nu neapărat. Merg mai des acum. Atunci, normal, eram o copilă, ducându-mă așa... Cine te-a dat înapoi atunci? Când ai vrut să faci pasul? Deci, o să spun cu mare drag că în momentul când am mers și mă gândisem așa într-un fel, eu consideram că acolo este o puritate extraordinară și că vezi chipurile, nu faci nimic și că stai acolo și că mai de toate și că Dumnezeu e, mă rog, raiul de pe pământ. Acum, la ora actuală, îți dai seama că îi compătimesc pe cei care sunt acolo, pentru că muncesc, se dedică pentru Dumnezeu și așa. Fac o paranteză aici ca să ajung unde trebuie. Am mers cu trenul. În mănăstire undeva acolo prin Calimănești, prin zonă. Și la un moment dat niște persoane erau cu mine pe bancheta respectivă. Și, mă, ce frumoasă ești, doamna respectivă. Era soț și soție. Uite ce fată frumoasă. De unde vii, mamă? De la mănăstire. Aoleu, așa tânără și ăstea. Cum? Că majoritatea, zice, merg în alte locuri unde, eu știu, voi tinerii. Da, zic, de obicei, mai merg așa, zic, când simt eu și am chemare, așa, zic. Și zice, păi, mă rog, din vorbă în vorbă, am ajuns la subiectul respectiv. Femeia, îți dai seama că deja a zis, cum tu îți dorești asemenea lucru? Da, păi de ce? Mă rog, i-am povestit așa în mare, cum spuneam și ție, câteva stații cât am mers, normal că aveam de discutat. Și zice, da, dar nu ți-ar place ție mai bine? Cât de frumoasă ai fi mireasă. Da, zic, probabil. Și normal că eu atunci am stat și am analizat. Mă, femeia asta chiar are dreptate. Crezi că a fost întâmplător faptul că te-ai așezat în tren fix lângă femeia care te-a întors din drum? Eu cred că da. Exact cum spuneam, nimic nu este întâmplător, pentru că... vezi și discuția respectivă, de unde și până unde să-i spun eu femeii respective, stând acolo câteva stații, așa, da, pur și simplu, că, nu știu, mi-a venit mie ideea asta, știi? Dar stau și acum și mă gândesc și analizez. Dacă ar fi fost să-mi aleg drumul ăsta, sau vreodată, să zici, nu știu dacă aș face față. Sau dacă mi-aș fi ales atunci drumul, dacă aș fi fost și la ora actuală.
Deci eu consider că este o alegere tot a lui Dumnezeu.